Fă cu mâna la cameră. Perfect. Hai mă, piciule. Nu te mai prosti. Ți-a luat un pic. Ți-a luat un pic. Nu pune aceasta pe bunea noastră. Scoate-mi fără sunet. Scoate-mi fără sunet. Am ieșit să luăm cina în oraș. Suntem într-un alt street food. Mă rog, fast food, street food, combinația asta fatală de la Elenica de Sicilia. Ce am găsit și ce voiam să luăm, zice Oana, că eu nu știu. Pane caveusa, care este practic un sandwich cu spină. Aici. Aici. Asta e spina. Spina? Dar uite, mă, cu mozzarella de la față. N-a pus mult. S-a topit. N-a pus deloc, crede-o. N-a pus. Ok. S-a topit. Ai văzut vreo urmă de mozzarella? Nu, 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 n-a pus deloc. Așa. Trebuie să pur că am văzut, mă. În fine. Și aici este pane con panele și croșet, cred că se zice. Și sunt, de fapt, cartofi. Și chestia asta este făcută din năut și prăjită. Așa, acum, ce să zic, ia de aici că n-ai sandwich și să vedem cum sunt. Ideea e în felul următor, pe astea am dat în total 5 euro, nu? 5 euro. Aveau și combo, adică puteam să ne luăm și câte o bere, dar am luat așa, pentru că dacă ne place, mai luăm și invers. Eu îmi iau ce și-a luat Oana și eu, și au zis ce mi-am luat eu. Revenim cu recenzia la final. Suntem în fața restaurantului. De fapt, suntem chiar în portul turistic. Aici e restaurantul, mă rog, restaurantul în ghilimele, că nu e un restaurant, e o bodegă, cum ne place nou. Eu am fost la regim azi, am fost la regim de organe interne, splină și intestine. Nu știu ce au oamenii aici, de le place tipul ăsta de mâncare, pentru că nu e cine știe ce e deloc. Cel puțin splina cu, mă rog, cu plămân, nu știu, și splină și plămân. Nu e genul meu oricum deloc, nici intestinul ăla pe care l-ai mâncat în market, nici ăla nu e genul meu deloc, n-aș mânca. Hai să spunem în primul rând de s-a numit restaurantul Porta Carbona. Carbone, Porta Carbone. Iar review-urile de pe TripAdvisor, majoritatea de la italieni, deci de la localnici, spuneau că e locul cel mai bun unde să mănânci genul ăsta de mâncare. Și a zis ok, mie hai să vedem. Mi s-a părut oribil de prima oară de când am citit ce înseamnă chestia, ce înseamnă și spinghiole, nici mai știu cum se numește. Mațul ăla. Mații goale. Da. Spinghiole, mații goale. Spinghiole și pâinea asta cu splină, când am citit ce este, am zis că în niciun caz nu o să-mi placă 100%. Bun, am gustat amândoi, fiecare din sandwich-ul celuilalt. Eu am gustat din aia cu cartofi, practic niște cartofi prăjiți în pâine. Da. O pastă de cartofi. Panelea aia este de fapt un fel de, ce mi imaginez eu, un fel de clătită din făină de năut cu sare, asta este, pe care ți-o bagă în pâine și pe lângă asta cartofia care nu sunt chiar, nu e cartof prăjit, este de fapt piure de cartof făcut biluță, dat prin un pezmet cu sare și cu coriandru proaspăt, parcă, am crezut prima oară că este pătrunjel, dar nu era pătrunjel, și prăjit, asta este, băgat în pâine. Găsiți așa ceva și la Ikea, la restaurantul lor. Da, slăbuț, nu ne-a plăcut genul ăsta de mâncare. Eu, din punctul meu de vedere, restaurantului n-am ce să-i comentez, că na, e o bodegă, așa, dar genul ăsta de mâncare, nu. Zero stele Michelin de la mine, categoric. Și de la mine la fel. Și de la tine zero. Nu. Deci nu e de repetat, nu e nici bun măcar, nu e absolut nimic. E doar o mâncare specifică, tradițională, probabil, dacă ar fi fost și super bun,
ar fi fost preluată de, la modul, la nivel internațional de către, de către mai toată lumea, așa cum se întâmplă cu porchet, așa cum se întâmplă cu dulciurile astea, cu canoli, cu toate nebunile. Asta nu e ceva de preluat, ci probabil de aia a rămas doar specific Sicilii. Dar surprinzător că veneau toți clienții care veneau. Veneau să mănânce pane ca meusa din asta ce exact, ai mâncat tu, care exact. Îți pare oribilă. Mie nu-mi place deloc. Are gust de, da, de organe. Mie îmi pare că are gust de, mie și textura, de pipo, de inimi, care mie nu-mi plac. Exact. Gârcioase, așa, trebuie să stai să mesteci la chestia asta mult. Exact, n-a fost ce trebuia. În orice caz, acum, ca să ne treacă grața, dar și ce asta m-a șocat, grăsimea aia pe care o pun ei pe... Păi cred că nu are niciun gust dacă nu pun dacă grăsime. Asta zic, nu dacă, cred, sunt convinsă, dacă ar fi adăugat grăsime, puțin de usturoi, puțin de usturoi în grăsimea aia, ar fi fost exact cum mâncăm noi românii ficatul ăla prăjit la pomana porcului cu puțin mujdei, cu mămăligă, dar mult mai puțin decât punem noi, ar fi fost ceva... Ceva de mâncat și pentru mine, adică chiar mi-ar fi plăcut. Orice caz asta a fost. Acum cred că ar intra, ca să ne treacă grața, ar intra o granita? Nu știu, vedem. Ar intra, n-ar intra? Ar intra, n-ar intra. Sau o casata? Sau o casata, da. Și cam asta a fost călătoria culinară din această seară. Știi ce ar intra la mine? Ar intra o porchetă. Să intră la mine. Te cred. Ca să-mi treacă greața de la... Să mănânci, să simți că mănânci ceva bun. Exact. Astăzi nu prea. Exact. Nu prea ne-a mers bine. În orice caz, vă dorim să luați cu pâinică, dar mai bine luați cu călăvie. Și, prieteni metaversați, ne vedem în următoarea... intervenție. Nu mai știam ce zic. Bună seara, iubito, te aștept ca și când numai dragostea noastră. Sigur? Nu. Sigur că vrei să pui asta, bă? Pe YouTube. Dar de ce? E o melodie foarte mișto. Acum vom ieși în fața minunatei catedrale din Palermo. Cu curtea aceea minunată, cu virgulă curtea. Aceasta este o pietonală. Cu virgulă curtea, cu virgulă curtea. O pietonală interesantă. Iar asta este catedrala. Ce e super amuzant? Ce este super amuzant? Spune, ce? Ce este super amuzant? Că atunci când vorbești tu normal, nu faci cacofonie niciodată. Exact. Cum pornește asta? Cu curtea. Nu înțeleg de ce continui să vorbești. Și să-mi distrugi acest vlog minunat. Așa fac pentru că o să pun foarte multe muzică de fundal. Multă. Multă muzică de fundal. Nu mai trag, asta nu se... Ce ai acolo, fată dragă, nu fi tristă, fiindcă e păcat. Sunt super veselă chiar. Zici, ce avem acolo? Avem brioșă congelată. Suntem chiar în fața scării unde stăm noi și chiar în fața scării unde stăm noi se află această gelaterie, Amuni gelaterie artizanale, deci o gelaterie artizanală. Și Oana, bineînțeles că mi-am luat cu fisic pentru că nu se poate altceva pe pământ. Bine, n-am știut că o să fie atât de mult înghețată, este super multă. Și Alina are Kinder. Înghețată cu aromă de Kinder, nu? Uh-huh. Acolo. Asta e o brioșă... O brioșă dulcică. Plută cu... Plută cu o tonă de înghețată. Chestiile astea două au costat în total 5,60 €. Eu am gustat deja din asta și e super bună. Oana spune că e super bună. Eu... Nu cred că e atât de bună. Te urăsc. O să gust și eu și o să vedem. Ia dă-mă să gust și eu. Ia mă, gustă. Super bună. Super bună. Dă-mi și mie de asta. Iar eu nu sunt fan înghețată deloc. Da, nu înțeleg cum. Bine, nici mie nu-mi place înghețata aia ambalată. Cum s-ar zice, nu mă topesc după înghețată.
Mamă, să-ți placă. E mai bună? Nu, asta zici că e... Yeah. O să-ți vină rău, yeah, de la tata asta. Mmm, asta practic e ciocolată. Este ciocolată, efectiv. O tonă de ciocolată. Asta practic e ciocolată. După ce am mâncat canolii ăla cu o tonă de ciocolată. Mmm. Cred că trebuia să luăm una, sincer. Cred că mai bine o pas o păstrăm. O punem la frigider sus, sincer. Haide, hai să vedem. Hai că vreau să mănânc, mi se topește de asta. Hai să vedem.